Un copil de un an și jumătate și părinții lui au fost răniți în urma unui accident provocat de un șofer mehedințean în vârstă de 20 de ani. Două mașini s-au izbit puternic după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate de trecere celuilalt. Accidentul a avut loc undeva la intersecția bulevardelor Decebal și Iuliu Maniu. Șoferul care circula pe primul dintre bulevarde a intrat în intersecție pe verde, dar la virajul la stânga nu a mai acordat prioritate și autoturismul care venea din sens opus s-a ciocnit cu acesta. În urma accidentului, bărbatul care conducea cel de-al doilea autoturism, o femeie și un copilaș de numai un an și jumătate au fost răniți și transportați la spital. Din primele cercetări se pare că tânărul în vârstă de 20 de ani din județul Mehedinți a pătruns ce e drept pe culoarea verde a semaforului electric, însă în momentul în care a încercat să vireze stânga, nu a acordat prioritate de trecere unui alt automobil condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani cu care a intrat în coliziune. Din păcate au rezultat și victime în urma impactului, respectiv bărbatul de 35 de ani, dar și o femeie și un minor din autoturismul condus de acesta au avut nevoie de îngrijire medicale. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Le recomandăm conducătorilor auto să circule prudent, mai ales în condițiile unui carosabil umed, să adapteze permanent viteza de deplasare la condițiile de drum și, bineînțeles, să respecte semnalizarea rutieră și regulile de circulație, astfel încât să nu fie implicați în astfel de incidente nedorite. Cei doi șoferi au fost puși să sufle în aparatul etilotest, care a arătat că niciunul nu băuse înainte de a urca la volan.